la momentul ăsta nu mă uit deloc la meci, pentru că nu mă uit la meci, nu în ideea în care sunt de supărare sau alea. Nu mă uit la meci pentru că îmi face rău. Să știi că ai muncit în sectorul respectiv, în domeniul respectiv, îi vezi pe băieți ăla și tu nu ești acolo cu ei. Uite, chiar și la o situație din asta, cum a fost acum. Conta să fie și Sorin Cârțu. Nu știu dacă clar. Conta sau poate era mai rău. Sorin sau Cârțu, poate, mă, poate era mai rău. Pentru fotbalul. Mă, poate era mai rău sau poate era mai bine. Să la aici să fac nu știu câte comentarii. Nu asta este important, dar ți-am dat o explicație pentru ce nu mă uit. Am decis ca să mai mă... Eu știu, să mai mă gândesc și la mine personal, așa, pentru... Este o decizie personală și mă gândesc la mine pentru binele meu. Trebuie să fac anumite lucruri și mai bine așa. Cârțu a demisionat de la CSU din cauza că finanțatorii nu au făcut transferurile cerute de el și Săndoi. În plus, au plecat o serie de jucători care nu au vrut să-și diminueze contractul și finanțarea echipei a fost una slabă. Fosta gloria fotbalului românesc a mai mărturisit că este păcat că în jurul patronilor roiesc tot felul de indivizi care nu se ocupă decât cu destabilizarea. Ori tu vii de la 0 lei și ții 2.800.000 de euro pre munca lui Cârțu și Săndoi, care cu ajutorul echipei și așa, pe mintea lor, pe ce au pregătit. Și în momentul în care trebuie să facem ceva pentru, iară pentru binele echipei, nu ascultăm de ei, ascultăm de oxiori. Da. Înțelegi? Și atunci stai, frate, tu cu ei. Și ăsta e respectul. În opinia tehnicianului Oltean, cu actualul lot nu se putea juca pe mai multe fronturi și în campionat și în cupă. Nu e bine să te elimini o echipă de divizia B, dar Craiova nu e pregătită să joace, la ora actuală nu e pregătită să joace multe competiții. Cu rolul care, cu lotul care îl are, adică mă refer și numeric și asta, să susțină trei competiții. Da. Cum era și treaba cu Liga și acum ai chiar și ei cu cupa, pentru că în turul ăsta de campionat mai sunt etape de Cupa României, plus că mai sunt cele 11 jocuri de play-off, de campionat ca să te accezi în play-off. Cârțu a demisionat de la echipă în urmă cu 2 săptămâni. CSU este pregătit în acest moment de Emil Săndoi.